Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine v-am găsit! Eu sunt Loredana Corchiș, iar alături de mine în acest moment se află ministrul energiei, domnul Sebastian Burtuja, căruia aș vrea să-i mulțumesc pentru că ne-a primit la dumnealui acasă, nu? Cu mare plăcere, doamna Corchiș, oricând și în interesul de a informa cât mai bine publicul larg, îi salut pe toți cei care ne urmăresc. Să știți că și noi v-am urmărit pe dumneavoastră și am constatat că de fiecare dată când aveți ocazia, le vorbiți deschis cetățenilor în mod direct, pentru că e atât de important să informăm și informația să ajungă netrunchiată cumva la aceștia. Sunt câteva obiective pe care dumneavoastră vi le-ați stabilit, vi le-ați setat la început de mandat și cumva aș vrea să le menționăm, pentru că sunt atât de benefice și de importante pentru tot ceea ce înseamnă domeniul acesta energetic. Vom începe cu faptul că ați promis la început de mandat, ați cu multă hotărâre de fapt, că veți rezolva situația minerilor din Valea Jiului. E un obiectiv deja bifat, putem să-i spunem, și de curând chiar ați vrut să ajungeți în mijlocul celor care lucrează acolo și vă rog să ne împărtășiți cum a fost experiența aceasta. Am coborât în mina Livezeni. Este o mină aflată la 300 de metri sub nivelul de la care am plecat. Este o mină mecanizată, singura dintre cele patru care încă este mecanizată. Sigur că e o mecanizare din anii 80, un utilaj sovietic, și mi-am exprimat mirarea cu privire la faptul că un asemenea utilaj încă funcționează în fiecare zi și este ținut în parametrii de siguranță și de eficiență. Sunt oameni, cum îmi place să spun, cu mâinile murdare de la cărbune, dar cu sufletul foarte curat, oameni care muncesc de rup, oameni care pleacă în fiecare zi de acasă, de la familiile lor, și nu știu dacă se întorc seara, pentru că asta înseamnă să fii miner în aceste mine de huilă, mine de adâncime și în condiții foarte grele. Este cald în mine, este curent, este foarte mult praf, sunt șobolani, dar și au un rol, pentru că poți simți dacă există anumite deviații de la parametrii de atmosferă, de gaze, de tot ceea ce se întâmplă acolo, și cu siguranță sunt oameni care pur și simplu vor să aibă un viitor în România și să pună pe masa familiilor lor o pâine cât mai albă, și pentru ei, din respect față de ei, am simțit nevoia să văd condițiile de lucru și am înțeles că, din păcate, sunt primul ministru al energiei care coboară în subteran de aproape 20 de ani de zile, ceea ce nu cred că este corect, și cred că dacă vrei să îi slujești pe acești oameni și pe toți românii, trebuie să înțelegi realitatea de la fața locului, nu din biroul unui ministru. Așa este. Mai sunteți și primul ministru care a fost aplaudat în cadrul Parlamentului European. Canadian. Și aveți canadian, și european, că dacă e să le luăm așa pe rând, având în vedere demersurile pe care le faceți, cu siguranță sunteți avut la activitatea noastră, nu o zic în mod gratuit. Am aici niște cifre, niște lucruri care atestă acest lucru. Deci o nouă companie energetică în România, v-ați gândit și la cei peste 2000 de angajați, cărora le oferiți continuare un loc de muncă. Nu doar ca un pansament pentru punerea în siguranță acestor mine, așa cum și-a asumat România până în 2032, ci și noi proiecte pentru companie în zona de energie regenerabilă, panouri fotovoltaice, microhidrocentrale, dar și posibilă exploatarea cuarțului. Este destul de mare cererea pentru cuarț și se poate face asta în Valea Jiului și avem o corespondență cu ANRM-ul. De asemenea, folosirea minelor actuale pentru producerea de energie printr-un sistem de greutăți. E o companie mare străină, dar prezentă și în România, care are o asemenea tehnologie. Și nu în ultimul rând, ca să ne asigurăm că termocentrala Paroșeni funcționează la o capacitate cât mai mare, pentru că pe baza ceea ce se extrage astăzi în Valea Jiului, din păcate, funcționează cam 2-3 zile pe săptămână și nu este eficient. De câte ori este repornită, se consumă mult gaz și deci bani. Am discutat și cu un producător de biocarbon, de biomasă, și poate fi utilizată termocentrala și pentru acest tip de combustibil. Deci mergem pe toate palierele să putem asigura într-adevăr un viitor sustenabil. Apropo de mai multe paliere, noi am vrea astăzi să înțelegem în ce punct putem să susținem că suntem independenți energetic. Românul își pune foarte multe
probleme are nevoie cumva de o siguranță și nu doar omul. Probabil așa suntem construiți ca și oameni. Predictibilitate, un confort anume și sigur contextul geopolitic actual nu prea ne dă această stare de siguranță. Fiecare stat din Uniunea Europeană trebuie cumva să-și grăbească pașii către asigurarea unei independențe energetice. Dacă e să ne uităm spre România, tot timpul am avut impresia că suntem destul de liniștiți din acest punct de vedere. Vorbim și de gazele naturale, nu avem o experiență de 100 de ani, suntem printre primele țări din lume. Dacă nu chiar prima, da. Așa. Cel puțin prima țară cu producție înregistrată de țiței. La nivel mondial a fost o premieră românească. Iată. Dar nu putem să nu ne gândim acum și la tot ce înseamnă infrastructură. Dacă ajungem să avem mai mult decât avem nevoie să consumăm în propria noastră țară, ce înseamnă să o exportăm, dacă avem rețeaua de transport pregătită pentru așa ceva, sunt foarte multe paliere ale discuției, așa că o să vă las pe dumneavoastră să ne dați cumva un suport al securității energetice. Ați pus pe tapet două concepte strâns legate unul de celălalt, dar diferite. Deci, independența energetică și securitatea energetică. A fi independență energetică înseamnă să ne acoperim consumul de energie electrică, de gaze naturale din surse interne, din producția internă. A fi sigur din punct de vedere energetic înseamnă să ne acoperim consumul din surse pe care noi să putem conta și care nu depind de toanele unui dictator sau ale unor revoluții geopolitice. În momentul acesta, România este sigură din punct de vedere energetic și este și independentă din punct de vedere energetic sau suntem foarte aproape de acel moment. În zona de gaze naturale e mai simplu, avem tradiție, avem o resursă proprie și nu-i meritul nimănui, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu asta, și avem în perspectiva lui 2027 gazele din Marea Neagră din perimetrul Neptun Deep, ceea ce înseamnă practic 10 miliarde de metri cubi pe an. Punând în context, astăzi România consumă într-un an 10-11 miliarde de metri cubi, deci numai din Neptun Deep ne-am acoperit consumul intern. Apoi, când vine vorba de energie electrică, iarăși am reușit prin investiții în energie regenerabilă finanțate de stat sau prin fonduri europene, dar și de mediul privat, să creștem producția și anul acesta, dacă vă uitați pe cifre, noi am fost în general net exportatori de energie electrică, deci ne-am acoperit consumul și ne-a rămas suficient de multă energie electrică încât să o putem valorifica pe piața unică europeană. Suntem interconectați, avem o capacitate de interconectare de 3000 de megawatts și se lucrează la dublarea ei în următorii 5 ani, cel puțin dublarea ei. Și asta înseamnă că România, într-adevăr, va putea juca în liga superioară, adică noi să fim furnizori de securitate energetică pentru statele din jur, în primul rând pentru frații noștri de peste Prut, din Republica Moldova, dar suntem oricum, dar și pentru Ucraina și pentru alte state din regiune. Când avem surplus sau exces de energie, o exportăm sau o acumulăm, facem provizii? Că aici iarăși vorbim de un proiect, v-ați focusat atenția prea, e vorba de Tarnița Lăpuștești, acumulare prin pompaj, dacă puteți să ne explicați un pic. Așa este. E adevărat, energia regenerabilă e verde, dar are și un defect. Ea nu se poate stoca foarte ușor, iar producția este intermitentă. Atunci când bate soarele sau bate vântul, avem capacități care produc. Din păcate, deocamdată tehnologiile de stocare pe baterii sunt încă destul de scumpe și omenirea nu a răspuns la întrebarea ce facem cu aceste baterii, cum le reciclăm, ce se întâmplă cu ele și cum putem să asigurăm că atunci când vorbim de mineralele critice care sunt parte din aceste baterii, cum putem să minăm această resursă primară într-un mod prietenos cu mediul. Nu sunt încă tehnologiile disponibile. Și atunci revenim la un principiu vechi de acumulare prin pompaj, folosim energia apei pe principiul a două lacuri, unul sus, altul mai jos, atunci când avem nevoie să generăm energie electrică în plus pentru sistemul național, dăm drumul la apa de sus prin turbine
și ajunge în lacul de jos și avem producție de energie electrică atunci când avem nevoie să stocăm un exces de energie, cum ar fi, de exemplu, bate soarele, bate vântul, este duminică, nu suntem acasă, nu există un consum foarte mare la nivelul sistemului energetic, pornim pompele din lacul de jos cu energia aceea în exces și urcăm apa în lacul superior. Acesta este principiul. România are nevoie de probabil minim 4.000 de megawatts de stocare, cam jumătate putem să-i acoperim prin baterii, inclusiv pentru gospodării, cei care își pun panouri solare și ar trebui să poată să stocheze acea energie atunci când este în surplus, dar și prin aceste hidrocentrale cu acumulare prin pompaj. Tarnița Lăpuștești este un proiect avansat. Urmează studiul de fezabilitate, este deja în portalul de achiziții publice și dorim ca câteva luni de zile să-l putem atribui, să avem un studiu corect, după care implementarea proiectului, dar și hidrocentrala cu acumulare prin pompaj de la Bicaz, lacul Izvorul Muntelui, mai este un proiect la Măcin, mai este un proiect pe Dunăre, sunt cam 8 proiecte în total care ar putea fi explorate de România. Dacă este să ne raportăm la tranziția verde și la faptul că Comisia Europeană sigur și-a setat acest obiectiv și neutralitatea climatică până anul 2050, energia nucleară a fost cumva acceptată, putem să spunem așa, în zona aceasta verde? A fost acceptată și a fost o mare victorie diplomatică a României și nu doar a României, și a Franței și a statelor din clubul nuclear, pentru că mai avem și în regiune, și Bulgaria au un reactor, și ungurii, și cehii, slovacii, deci există state europene. E adevărat, dincolo de ceea ce a fost cortina de fier, România e singura țară care are o tehnologie nucleară care nu depinde de Federația Rusă sau înainte de Uniunea Sovietică, și asta este un mare câștig și rezultatul unei decizii foarte înțelepte din anii 1970. Drept pentru care contăm pe energia nucleară, investim în unitățile 3 și 4 de la Cernavodă, în retehnologizarea unității 1 și prelungirea duratei de viață cu 30 de ani, plus în reactoarele modulare mici, o tehnologie nouă care practic ia un reactor care a funcționat ani de zile sau și-a aprobat nivelul de siguranță, de eficacitate pe submarine nucleare, pe spărgătoare de gheață, pe portavioane, îl pune pe verticală și produce cu o putere instalată, e adevărat, mai mică decât un reactor de la Cernavodă, vorbim de 70 de megawatts pentru un modul, la Cernavodă avem peste 700 sau 740 de megawatts putere instalată, dacă țin bine minte. Deci este un nou mod de a gândi sistemul energetic. Aceste reactoare modulare mici pot fi plasate lângă mari consumatori industriali, fabrici de aluminiu, de oțel și încă avem în România, sau pot fi duse aceste module lângă termoficare și să înlocuim producția pe bază de cărbune, cum încă avem din păcate la Craiova, sau cea pe bază de gaz, cum avem în București, să înlocuim producția de agent termic cu aceste SMR-uri, reactoare modulare de mici dimensiuni. Apropo de Cernavodă, spuneți-ne puțin din vizita aceasta a dumneavoastră acolo în Canada și dorința de a concretizată de altfel, de a ne ajuta, de a ne sprijini în acest sens a partenerilor. Am avut puțin noroc pentru că însăși Canada și-a schimbat abordarea legată de energia nucleară. Până acum, un an și ceva, erau hotărâți să închidă capacitățile bazate pe energie nucleară, nu considerau o energie prietenoasă cu mediul. Acum, mergând pe o evoluție globală în care ai nevoie de producție de energie în bandă și n-ai de unde să o asiguri decât din gaz, nu e foarte prietenos cu mediul, mai prietenos decât cărbunele cu siguranță, dar nu e foarte prietenos cu mediul, din nuclear, și cam astea sunt opțiunile. Și atunci când crești ponderea de producție de energie, producție intermitentă, solar, eolian, trebuie să compensezi pentru echilibrarea sistemului energetic național cu o producție în bandă. Și România, având tradiție, având rezultate, cu siguranță că poate să mizeze pe această tehnologie. Canadienii au fost de acord să ne sprijine, ne-au emis o scrisoare de sprijin de 3 miliarde de dolari canadieni pentru finanțarea reactoarelor 3 și 4 și noi depindem de ei, pentru că acolo este tehnologie CANDU, tehnologie asupra căreia Canada are drept de proprietate intelectuală și cu siguranță și reactoarele 3 și 4 vor fi tot CANDU cu implicarea Canadei.
Deci, practic, așa se desfășoară o astfel de negociere. Fiecare trebuie să aibă câștig de cap categoric. În fel. Categoric. Deci, nota noastră de plată se întinde așa pe următorii... Și e normal, vă spun, pentru că chiar principiul de funcționare al unei bănci de export, cum e această bancă din Canada care ne-a pus la dispoziție această finanțare, este că finanțează companii canadiene care produc ceva sau care beneficiază de contracte în afara țării. La fel funcționează Exim în Statele Unite, la fel ar trebui să funcționeze și Exim Bank în România, să emită astfel de scrisori de garanție sau finanțări pentru companii românești care livrează servicii produse în afara țării. Domnule ministru, dezvoltarea regională a unei rețele de hidrogen. Mulți sunt destul de reticenți la această variantă. Nu știu, există un grad de periculozitate? Credeți că acesta ar fi unul dintre motivele pentru această reticență? Sau? Cred că tehnologia în sine nu este suficient de matură, nu neapărat prin prisma riscurilor, pentru că ele pot fi gestionate, dar totul costă bani. Și întrebarea este cât ne costă producția de hidrogen. Da, apropo, și hidrogenul e o variantă pentru producție în bandă, doar că este foarte scump și va continua să fie destul de scump în orizontul de 3, 5, 10 ani de zile de acum încolo și atunci noi trebuie să avem și alternativă. România, prin PNRR, prin Ministerul Energiei, are un apel de proiecte pentru producția de hidrogen, vorbind de o producție de 100 de megawatți. Noi a trebuit să-l relansăm pentru că au fost probleme în analiza autorității de audit și a Comisiei Europene. Primul apel de la începutul acestui an nu a fost corect desfășurat, derulat și atunci am relansat. Suntem în evaluare cu, cred, 19 aplicații foarte bune. Vom vedea cine va câștiga la finalul zilei. Orice tranziție, indiferent că vorbim de tranziția către energie verde sau orice schimbare chiar și în acest domeniu energetic, necesită un cadru de reglementare foarte solid. Îl avem? Îl avem, dar e în continuă evoluție. De exemplu, avem Planul Național Integrat în Energie și Schimbări Climatice. A fost o obligație pe care România și-a asumat-o în fața Comisiei Europene și acolo definim țintele de înverzire a economiei românești. E adevărat, avem o problemă cu măsurarea datelor. Deci noi nu știm, de exemplu, nivelul de emisii, pe tipuri de transport, pe tipuri de mari producători industriali și ca să ne facem un plan trebuie să știm de unde plecăm, pentru că noi o să ne asumăm niște ținte de decarbonizare a economiei și nu vrem să fim nici prea ambițioși, nici să țintim prea jos. Trebuie să fim la un nivel optim, astfel încât să nu ne legăm propriile mâini de aceste cifre și să ne trezim că vom fi sancționați de Comisia Europeană în 3, 5, 10 ani de zile că nu ne-am atins cifrele pe care noi înșine le-am definit. Deci lucrăm la acest cadru, cred că din perspectiva sectorului privat lucrurile se mișcă, vedem în fiecare zi proiecte, investitori interesați, energie regenerabilă. Trebuie să ne asigurăm și un punct foarte important, că sistemul energetic de transport al energiei electrice face față la aceste noi investiții. Asta înseamnă transport transelectrica, dar și distribuție, toți distribuitorii. Ajutați-ne să înțelegem un pic diferența dintre fondul pentru modernizare și cel pentru tranziția justă. Da, fondul pentru modernizare este gestionat de Ministerul Energiei și el vizează această înverzire, tranziție verde. Sunt peste 16 miliarde de euro acolo pe care România îi poate accesa. Fondul pentru tranziție justă înseamnă, de fapt, un ajutor pentru acele regiuni, în general, monoindustriale care au depins de cărbune. Valea Jiului este exemplu perfect, Gorjul este un alt exemplu foarte corect. Și unde este nevoie de programe de formare, este nevoie de start-up-uri, este nevoie de o alternativă la producția pe bază de cărbune. Rezumând, cred că fondul pentru modernizare înseamnă investiții în energie, în sectorul energetic, mai ales în zona de energie verde. Fondul pentru tranziție justă este un instrument de sprijin care include și programe de formare, deci și măsuri soft și măsuri hard pentru strict pentru regiunile care sunt afectate de această tranziție.
Suntem pe finalul discuției, dar tare mult aș mai vrea să punctăm încă două aspecte, cel puțin. O altă reușită, listarea pe Bursa de Valori București a unui pachet de acțiuni în cadrul companiei de stat Hidroelectrica. Ce înseamnă asta pentru segmentul energetic? Bun, pentru minister a fost un jalon PNRR îndeplinit și îndeplinit la timp. Pentru sectorul energetic a însemnat se poate, e o listare așteptată de cel puțin 10 ani de zile. Pentru Hidroelectrica înseamnă o guvernanță corporativă mult mai bună, transparentă, riguroasă, bazată pe regulile pieței de capital și înseamnă și o promovare a Hidroelectricii și a României în lume, pentru că discutăm de a treia cea mai mare IPO la nivel mondial, al treilea din lume în ultimul an de zile. Deci, cu siguranță ne-a pus pe harta marilor investitori și au venit fonduri de investiții și din Statele Unite și din Marea Britanie și din Europeană și alte fonduri să investească în Hidroelectrica. Și pentru românul de rând, sunt un fan declarat al listărilor pe Bursa de Valori București, pentru că acolo ne permite să investim ceea ce noi reușim să punem deoparte, iar randamentul unei asemenea investiții este mult mai bun, mult mai bun decât dacă am ține banii la bancă sau dacă am ține banii în podul casei. Apropo de acea siguranță de care ziceam chiar la început. Și exact. De românul de rând, sigur, există iarăși mici rezerve în ceea ce privește sosirea iernii și a facturilor. Există plafonarea prețurilor la energie. Ar trebui să fie valabilă până în anul 2025. Totuși s-au luat niște măsuri fiscale cu scopul de a reuși să se reducă din deficitul bugetar. Credeți că e posibilă eliminarea plafonării în acest context? Nu cred că este de dorit să eliminăm plafonarea în acest context și vedem și în ultima perioadă, ca urmare a conflictului din Orientul Mijlociu, ca urmare a evoluției din Ucraina, prețul, cel puțin la gaze naturale, este într-o dinamică, dacă vreți, nefavorabilă nouă, adică sunt prețuri în creștere. Și asta expune consumatorul de rând dacă nu are un plafon. Și consumatorul de rând, deci consumatorul casnic, și consumatorul non-casnic, deci IMM-uri și economia românească și tot ce înseamnă competitivitatea României. Noi ca minister ne vom strădui să păstrăm schema de plafonare-compensare cât mai aproape de versiunea actuală sau fix în versiunea actuală până în martie 2025. Și chiar în ultimul minut, cum îi sprijiniți pe toți cei din domeniul energetic, pe investitorii care doresc să realizeze proiecte importante în România? Au nevoie de sprijinul dumneavoastră, sunteți conștienți și am văzut că la fel sunteți foarte deschis în a ajunge prin teritoriu și a constata anumite dificultăți. Doamna Corghiș, cel mai important lucru este să nu-i încurcăm. Deja acesta este un mare progres al statului român, să se dea la o parte din calea inițiativei private și să permită acestor investitori să își desfășoare proiectele, pentru că ele nu doar că aduc un beneficiu financiar acestor companii, dar aduc un beneficiu României. Acea energie pe care o produc este o energie în plus pentru sistemul energetic național și atunci când ai o producție mai mare, prețul scade. Când ai o ofertă mai mare și cererea e constantă sau chiar în scădere, deci consumul energetic al României a scăzut în ultima perioadă, cu siguranță și prețurile vor fi mai mici. Domnule ministru, vă mulțumesc încă o dată pentru că ne-ați primit. V-am privit cu multă admirație, să știți, și vă felicit pentru tot ceea ce reușiți să faceți. Și eu pentru asta, dacă îmi dați voie, și pentru demersul dumneavoastră, și mă bucur oricând să vin la Cluj și cu vești bune despre Tarnița Lăpuștești, pentru că aveți acest proiect în imediata vecinătate. Vă așteptăm cu mare drag. Mulțumim pentru astăzi. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim și dumneavoastră pentru atenție. Toate cele bune!